Ok, să văd slide-urile mele? Da, da. Bun. Astăzi voi vorbi despre un subiect destul de drag mie, chiar dacă nu este area mea de cercetare, sper că pot contura problema cât se poate de larg. Și anume voi vorbi dacă agenți inteligenți pot fi conștienți. Dar înainte să ajung acolo, mai întâi trebuie să disec puțin noțiunea de conștiință, așa că voi lăsa întrebările computaționale mai spre final. Inteligența artificială pune un deadline pe întrebările filozofice precum ce este mintea sau ce e conștiința sau dacă un robot poate fi conștient sau liber. Dar nu avem un consens în comunitatea științifică și filozofică în legătură cu care este definiția acestui cuvânt straniu. Dar istoria a înlăturat câțiva candidați. Așa că voi începe cam de unde se consideră că este începutul problemei minte-corp. Faimosul filozof american Daniel Dennett consideră că majoritatea erorilor filozofice curente pleacă de la Descartes. Așa că cred că merită să petrecem câteva minute vorbind despre filozoful francez. El a sesizat, după ce a visat într-o seară, că se poate îndoi de multe aspecte ale realității. Oare cum știe el că nu se află într-un vis? A sesizat că se poate îndoi chiar de existența propriului corp, așa că a căutat cu ardoare ceva ce nu poate fi supus dubiului. De ce? Pentru că dintr-un coș cu mere stricate, voia să le scoate pe cele stricate și să le păstreze doar pe cele de care nu se poate îndoi, cum am zis. La urma urmei, cum putem ști că nu suntem într-o simulare, ca să mergă într-o temă mai curentă? Sau ca un demon malefic, ca să folosesc exemplul lui, nu ne distorsionează percepțiile realității moment de moment? Nu avem cum să răspundem la întrebările astea unui sceptic suficient de încăpățânat. Dar Descartes spune, chiar dacă mă pot îndoi de tot ce mă înconjoară, chiar de extensa trupului meu, este ceva de care nu mă pot îndoi. Un fapt este clar. Eu în momentul ăsta sunt conștient, gândesc și exist. Este imposibil să fiu angajat în acest act de reflexie fără să exist, pentru că cine ar fi angajat în act dacă nu ar exista acea entitate? De aici provine faimoasa sintagmă, gândesc deci exist. Cu alte cuvinte, conștiința noastră este un lucru indubitabil. De corpul nostru nu avem aceeași certitudine, dar noi, spune Descartes, nu suntem un corp, ci o minte. Și de aici vine noțiunea de dualism cartezian. El bifurcă toate lucrurile înconjurătoare în două categorii, anume substanțe mentale, a căror esență este gândirea, minți, suflete sau orice sinonim de acest tip, și substanțe fizice, a căror esență este extensia, anume proprietatea de a ocupa o porțiune de spațiu. Între astea se încadrează ghiozdanele, telefoanele, pixurile, pietrele și așa mai departe. Diagnosticul lui Descartes pentru noi este: suntem o minte nematerială care este strâns conectată la un corp fizic. Încă o mențiune, el încadrează și regnul animal în a doua categorie de substanțe fizice. El afirmă că animalele sunt mașinării necogetătoare care nu simt durere. Pisicile nu sunt o minte întrupată, ele n-au suflet, ar zice Descartes. Nu știu dacă posesorii de pisici ar fi de acord cu concluzia asta. Dualismul cartezian are niște probleme, iar unele dintre problemele respective au fost sesizate chiar în perioada lui de către prințesa Elizabeth. Cum pot două substanțe fundamental distincte să interacționeze cauzal într-un univers mecanic? Deci prințesa Elizabeta întreabă cu alte cuvinte. Cum poate interacționa un suflet cu un corp dacă sunt substanțe distincte fără proprietăți comune? Oi fi eu un suflet, dar pare că pot să-mi ridic mâna dacă vreau. O minte nematerială așadar are impact cauzal în lumea materială. Explică. Evident, acesta este un puzzle la care Descartes nu prea s-a descurcat. S-or întâlni ele două undeva, probabil într-o arie din creier. Eu mi-aș pune banii pe glanda pineală, dar n-am niciun motiv pentru care zic chestia asta. Evident, neuroștiința curentă infirmă supoziția lui Descartes. Dar să vorbim puțin despre această fantomă din mașinărie. Cum am zis, prințesa Elizabeta a ridicat o problemă. Dar neuroștiința modernă face noțiunea de suflet implauzibilă. Din câte știm, nu există vreun eveniment mental, emoție sau percepție care să nu aibă un corelat neuronal. Acolo trebuie să fie un spațiu. Spre exemplu, știm că senzația de durere este acompaniată întotdeauna de activarea fibrelor de tip A-delta, care este o stare fizică neuronală. Sistemul nostru nervos central. Alcoolul, antidepresivele, drogurile, loviturile cerebrale și operațiile pe creier au un impact incontestabil asupra psihologiei noastre. Când un bolnav de Alzheimer
Când unui bolnav de Alzheimer se degenerează creierul, nu este o exagerare să afirmăm că se dezintegrează vizibil, pentru că putem observa asta interacționând cu pacienții, sufletul. Hai să vă dau un exemplu. Un caz interesant este dat de pacienții care suferă de atacuri cerebrale în lobul parietal drept. Unii dintre aceștia, nu toți, par să-și piardă chiar și jumătate din lumea interioară în urma evenimentului. Ce înseamnă asta? Nu numai că ei nu sunt capabili să vadă ce ar fi trebuit să afle în partea stângă a câmpului vizual, dar nici măcar nu sunt conștienți de existența unei părți stângi. Iar acest lucru este ilustrat în aceste două desene făcute liber de către o pacientă în 1987. Sesizați cum lipsește partea stângă din desenul pisicii sau partea stângă din desenul femeilor ilustrate. Există niște reminiscențe lingvistice. E frumos să zici cuiva te iubesc din toată inima sau te iubesc din tot sufletul. Exista o perioadă în istorie, în perioada lui Aristotel, de exemplu, când chiar se considera că inima este locul unde au loc aceste procese importante. Dar chiar dacă știm că asta e o metaforă frumoasă, într-un fel e mai bine să nu avem precizie neurolingvistică. Cum ar suna următoarea declarație? Te iubesc din tot hipotalamusul meu lateral. Nu cred că ai cucerit foarte multe inimi cu această vorbă. Și acum să ajungem să intrăm în pâine. Problema grea a conștiinței. În acest craniu este un organ viscos de cam 1,5 kg. Atât eu cât și voi aveți 86 aproximativ de miliarde de neuroni interconectați sinaptic. Dar atât eu cât și creierul meu, atât eu implicit creierul meu, cât și computerul meu, suntem alcătuiți din atomi proveniți din praf cosmic generat de explozii stelare. Dar, spre deosebire de computer, procesele fizice din creierul meu dau naștere la experiență subiectivă. De ce? Poate părea o problemă trivială, dar asta este unul dintre cele mai mari mistere ale științei curente. Mulți gânditori consideră nu numai că este o problemă grea, ci o problemă imposibilă. Deci, conștiința nu e un puzzle, e un mister. Problema grea a conștiinței nu este o problemă rezolvabilă nici măcar în principiu, sau cel puțin de abilitățile cognitive umane, zic aceștia. Nu este universal împărtășit viziunea curentă. Printre ei se enumără nume celebre precum Noam Chomsky, părintele lingvisticii contemporane, care a pus și bazele științei cognitive, Edward Witten, fizician care a avut contribuții majore în teoria stringurilor din fizica modernă, Colin McGinn, filozof al minții de origine britanică. Spre exemplu, McGinn consideră că conștiința este atât de departe de capacitățile noastre cognitive încât o putem compara cu abilitatea unui șoarice să înțeleagă organizația unei universități sau de a înțelege mecanica cuantică. Este absolut imposibil să-i cere acestuia să deslușească misterul. Bineînțeles, nu toți se încadrează în școala filozofică numit misterianism. Aceștia sunt doar câteva exemple. Am vorbit de problema grea a conștiinței. Care sunt problemele ușoare? Evident, termenul de ușor este un termen tehnic ce vine de la filozoful australian David Chalmers. În mare, problemele ușoare sunt cele care par tractabile în framework-ul neuroștiințific curent. Până asta e o versiune fancy de a spune că ne putem imagina cum arată o soluție. De exemplu, în problemele matematice, chiar dacă există probleme nerezolvate, noi știm cum arată o soluție matematică. În acest mod, conjecturile matematice sunt probleme ușoare în framework curent. Dar evident că nu sunt ușoare în sensul că ușor de rezolvat, pentru că altfel le-am fi avut răspunsul. Ele includ, între altele, percepția, învățarea, atenția, memoria, diferențele dintre atunci când dormim și atunci când suntem treji și așa mai departe. Dar noi suntem interesați de problema grea. Și o voi ilustra puțin mai bine cu un experiment de gândire numit în literatură Mary, the Color Scientist. Unde este locul conștiinței într-o lume fundamental fizică? Să considerăm că avem pe Maria, doctor în neuroștiință. Ea s-a născut cu o formă de dischromatopsie care o previne din a vedea culori. Ea vede alb-negru, pe scurt. Însă Maria știe absolut totul despre știința culorilor, de la fizică la biologie. Știe exact lungimea de undă a culorii roșu, știe exact cum interacționează lumina cu arhitectura noastră vizuală și așa mai departe. Dar într-o zi, Maria dă peste lampa lui Aladin, iar duhul îi dă oportunitatea să-și pună o dorință. Previzibil, ea cere corectarea fotoreceptorilor săi. Ea vrea să vadă. Prin minune, discromatopsia ei s-a vindecat complet, iar acum ea este în măsură să vadă culoarea roșu a acestui cuvânt. Ea poate să vadă roșu pentru prima oară. Dar, din nou,
Maria avea o cunoaștere absolut completă, a digerat toate cărțile posibile care s-au scris și care nu s-au scris. Întrebare. Văzând ea, pentru prima oară după corectarea fotoreceptorilor, culoarea roșu, a învățat ea ceva nou despre culori? Dacă suntem dispuși să afirmăm că da, înseamnă că starea mentală de a percepe roșul transcede absolut orice descriere fizică. Starea mentală de percepție a culorilor în ecuațiile fizice, nu putem descoperi în codul genetic și așa mai departe. Descartes, cum am zis, nu ar fi considerat că pisica e conștientă. Dar evident, Descartes se înșală. Nu putem să-l blamăm foarte tare, pentru că meditațiile lui au fost publicate în secolul XVII. Noi nu suntem singurele entități conștiente, putem fi destul de siguri de chestia asta. În 1859, Charles Darwin a publicat lucrarea lui seminală Originea speciilor, unde a introdus teoria evoluției prin selecție naturală. Aceasta explică biodiversitatea curentă și este susținută de multiple dovezi independente. Atunci când auziți pe cineva că evoluția este doar o teorie, ea nu folosește sensul științific al cuvântului teorie. Nu s-a auzit lumea îndoindu-se de teoria relativității a lui Einstein. Pentru că în fizică o teorie este ceva care este susținută de evidență și există un consens în interiorul comunității în legătură cu veridicitatea afirmațiilor făcute de acea teorie. Cea mai importantă bucată de dovadă este universalitatea codului genetic. Atât muștele, cât și bacteriile, cât și oamenii împart toate același cod genetic, mai mult sau mai puțin. Iar acum ne uităm la o poză destul de interesantă. Aceasta este arborele vieții. Acum cam 4,5 miliarde de ani, viața a început pe acest pământ. Nu știu dacă vedeți cursorul meu, dar aici unde sunt acum e un eveniment foarte interesant, se numește, sau cel puțin filozof american Daniel Dennett o numește Revoluția Eucariotă, atunci când două celule vin una în alta și în loc să se mănânce, își unesc forțele și creează o nouă celulă, celula eucariotă. Aici, pe marginile arborului, vedem toate vietățile care sunt în viață, în mod curent. Evident, majoritatea arborelui vieții nu mai e în viață. O grămadă de specii care s-au dus la gunoi. Iar pe aici, în colț de tot, pe unde scrie Today, suntem noi oameni. Dacă ne ducem puțin în spate, găsim un strămoș comun al nostru cu verii noștri, cimpanzei și bonobo. Așadar, ar fi un miracol ca numai noi să avem conștiință, având în vedere că am fost generați de un proces lent, algoritmic, orb, al evoluției prin selecție naturală. Dar roboții nu sunt rezultatul unui eveniment biologic. Așa că hai să ne întrebăm dacă Siri este conștientă. Cum am zis, conștiința este un subiect dificil și suntem departe de consensul. Alan Turing a ales să bage sub covor toate discuțiile legate de conștiință și a venit pragmatic cu un test care acum îi poartă numele. În literatură este cunoscut sub testul Turing. O versiune simplificată a acestui joc de imitație. Sunteți pe telefon și doi străini vă intră în inbox-ul de chat și vă apucați să vorbiți cu amândoi. Știți că unul dintre ei e robot, unul nu e robot. Dacă aveți dificultate în a spune care-i care, atunci spunem că robotul, unul dintre ei este robot, a trecut testul Turing. Dar este acest test unul satisfăcător pentru a pune eticheta de entitate conștientă pe o anumită non-biologică? Turing a prins că până în anul 2000 testul său va fi trecut de către chatbot-uri construiți să poarte conversații de 5 minute. Acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Și o concluzie trivială ar fi că Siri nu e conștient, așa că scuze de un titlu pompos, dar imaginea din dreapta ilustrează acest fapt. Am pus-o să-mi zică ieri ceva despre ea și mi-a spus că nu înțelege. Dar unii filozofi consideră că mai mult, și dacă testul Turing ar fi trecut, asta nu spune nimic despre conștiința computerului în cauză. Așa că voi prezenta unul dintre cele mai faimoase argumente împotriva testului Turing, argument care a strânit multe controverse în literatură și nu este super clar care este verdictul și lecția pe care trebuie să o învățăm de la camera chinezească a lui John Searle. Înainte să discutăm dacă un computer poate gândi, hai să vedem mai clar ce este un computer. Un computer nu este nimic altceva decât o entitate care
procesează simbolul într-un mod sistematic. Însă, indiferent câtă procesare sintactică are loc în interior acestuia, o înțelegere reală a semnificației simbolurilor pe care le procesează nu poate fi generată, spune Searle. Iar el oferă un argument formal, filozofic, pentru concluzia dorită. Dar acest argument este acompaniat de un experiment de gândire menit să genereze o pompă intuitivă pentru concluzia pe care vrea să o ilustreze. Acest experiment poartă numele de camera chinezească, Chinese Room Argument, dacă vreți să-l căutați pe YouTube după. Și pentru a extrage intuiția dorită de la cititor, Searle decide să devină pentru un moment el computerul și să arată cum este posibil să treci testul Turing pentru o anumită limbă fără să înțelegi o boabă din limba respectivă. El, neștiind o boabă de chineză, a ales limba asta pentru a fi clar pentru toată lumea cum simpla procesare sistematică de informație, fără vreun pic de înțelegere, poate trece testul Turing. Cum funcționează camera chinezească? În poza din stânga îl avem pe John Searle. El este închis într-o cameră menită să fie computerul. În camera aia există un manual imens de instrucțiuni în limba engleză care va fi, al cărui scop va fi clar într-un moment. Conversația, că testul Turing până la urmă este o conversație, se va desfășura în modul următor. Mesajele vor veni pe acel tub din stânga unde scrie IN, sunt aruncate în găleată. Searle va deschide mesajul și va vedea o serie de măzgălituri chinezești, deschide mesajul, iar consultă acea carte extraordinar de mare, unde îi spune cu precizie maximală, cum vedeți în poza din dreapta, dacă vedeți măzgălitura cu tare urmată de măzgălitura cu tare, fă tu măzgălitura asta urmată de măzgălitura asta și când ești gata, aruncă-o pe portița aialaltă. Evident, chinezul va lua foaia și va vedea că Searle a produs un răspuns care chiar are sens. Așa că, din nou, va scrie un nou mesaj. Îl aruncă din nou pe portița de IN, Searle deschide, vede ce simboluri sunt acolo, consultă manualul lui extraordinar de larg, produce din nou niște măzgălituri fără să înțeleagă nimic. Din nou, instrucțiunile sunt de tipul, dacă vezi măzgălitura asta, fă măzgălitura asta. Nu știi că simbolul cu tare înseamnă câine, pisică și așa mai departe. Produce răspunsul, îl aruncă înapoi. Evident, e un mod puțin ciudat de a purta o conversație, dar putem să facem abstractizare, să considerăm că este un act de a textui. Primești un mesaj, răspunzi, primești un mesaj, răspunzi și așa mai departe. Este evident pentru toată lumea că dacă Searle trece acest test Turing și el zice că îl va trece, el nu înțelege limba pe care o vorbește cu asemenea finețe. Așadar, zice el, testul Turing nu este o condiție suficientă pentru conștiință. Evident, argumentele lui Searle sunt extrem de controversate, cum am zis, și au primit multiple interpretări în literatură. Hai să dau un contraargument. Judea Pearl, care a câștigat premiul Turing, un fel de premiu Nobel al informaticii, spune că intuiția generată de Searle, cum că putem trișa în testul Turing, cum o face Searle, este eronată. Trișatul nu este ușor. Nu e ușor, e aproape imposibil. Posibilitățile conversaționale cresc exponențial, iar biblioteca lui Searle, cum am zis, manualul e destul de mare, ar trebui să aibă mai multe reguli decât numărul de atom din univers. Morala, dacă poți trișa în jocul imitației, atunci ai conștiință. De nou, premisa cheie în argumentul lui Searle este următoarea. Forma simbolurilor sau sintaxa, ca să folosesc termenul tehnic, nu este suficientă pentru înțelegerea lor sau semantică. Deci sintaxa nu este suficientă pentru semantică. Oricâtă procesare sintactică are loc în cadrul unui computer, este imposibil ca acesta să deprindă înțelegerea simbolurilor pe care le manipulează. Asta zice Searle. Însă, există multipli filozofi sau neuroscientiști sau fizicieni care nu sunt de acord cu această premisă, deși intuitiv pare plauzibilă. Spre exemplu, Patricia Churchland spune că acest lucru rămâne să fie stabilit experimental. Nu pot zice doar din intuițiile tale că se întâmplă chestia asta. Ea vine cu următoarea pompă intuitivă, camera luminoasă, ca să fac o paralelă. Oricât de mult ai zgudui un magnet față-spate, camera va rămâne întunecată. Cu alte cuvinte, lumina nu are cum să fie simplă radiație electromagnetică. Dar lumina este radiație electromagnetică, așa că premisa nouă, care e similară cu cea lui Searle, a fost infirmată. Cu alte cuvinte, camera chinezească e doar o lipsă de imaginație din partea lui Searle. Altcineva, în mod interesant, Douglas Hofstadter, este de părere că sintaxa poate genera semantică, dar din cu totul și cu totul alte motive.
Argumentele se bazează pe niște teoreme celebre în matematică, anume teoremele de incompletitudine ale austriacului Kurt Gödel. Acesta este faimos pentru găsirea unei metode de a permite propozițiilor aritmeticii să vorbească despre ele, printr-un sistem de codificare a lor în interiorul aritmeticii. Hofstadter spune că abilitatea creierului de a avea conștiință de sine este similară, este tot rezultatul unei autoreferențieri. Creierul a atins suficientă complexitate pentru a putea codifica cunoaștere despre el însuși. Noi suntem așadar doar o buclă stranie în rețeaua neurală biologică. Cam atât. Dar cineva s-ar putea întreba, de ce ne-am bate capul atât de tare cu probleme care par de nerezolvat? Așa că vin cu câteva motive, deși, evident, putem găsi și alte motive dacă vrem. Vom avea cândva sisteme inteligente. Este doar o chestiune de timp. Și cu toții știm că este imoral să provoci suferință nenecesară unor entități care sunt capabile să o simtă. Lozinși precum roboții nu pot să gândească pentru că nu au suflet. S-ar putea să determine oameni care sunt buni să provoace acte de cruzime din simplă ignoranță în legătură cu viața interioară a unor roboți. Sau chiar în contexte medicale. Avem pacienți cu avarii neuronale grave, în stare vegetativă. Și ne întrebăm, sunt ei conștienți? Ce facem cu viața lor? Nu par să-și revină. Trebuie să ei ținuți în viață? Dar mie aceste motive mi se par destul de triste. Motivele pragmatice pe mine mă dezamăgesc. Ce poate fi la urmă mai stimulant decât o examinare onestă, din punct de vedere intelectual, a întrebărilor ce țin de locul nostru în univers? Pentru mine motivul ăsta e suficient. Dar mai putem găsi motive pragmatice dacă e cazul. Cam atât. Wow! Mulțumesc mult, Teddy. Am revenit și eu acum. Oh, wow! Mi-ai dat multe de gândit, să zic așa. Stăteam și mă gândeam în timp ce prezentai că, de fapt, chiar lingvistic, să zic așa, nu suntem siguri de conștiința noastră sau de existența ei, sau poate suntem, nu știu ce să zic. Avem expresii cum ar fi în română măcar, mă mustră conștiința și cumva e așa un amestec între senzație, știi, și punctul de referință de valoric în sintaxa asta. Și glumind, mai zicem câteodată că ne doare mintea, știi? Dar mă gândeam în timp ce prezentai, lăsând gluma la o parte, și una dintre întrebări care mi-a răsărit în minte a fost dacă poți să ne zici, că ne-a arătat foarte fain graficul ăla al evoluției, când a apărut practic conștiința în acel grafic, să zic așa, pentru că multă lume spune că ca rasă umană suntem ceea ce ne diferențiază de restul animalelor și este de fapt conștiința. Practic, când a apărut? De nou, sunt dispus să resping această afirmație pentru că nu cred că ne diferențiază conștiința. Am și zis că este foarte improbabil, având în vedere modul în care oamenii au apărut să fim singura ființă conștientă, mai ales dacă ne rezumăm la marginea arborului, la frunzele lui. Cel mai probabil, atât câinele meu pare o entitate foarte conștientă. Îmi pare rău pentru Descartes, dar e mai viu decât multe alte ființe. Există un aspect care ne diferențiază de restul regnului animal și acela este limbajul. Însă aceasta este o discuție total diferită de conștiință. Legat de când a apărut prima oară conștiința, nu știu exact dacă există un moment magic. Chiar nu știu. Evident că este un proces gradual. Pentru mine întrebarea e ca și cum când a apărut prima oară noaptea pornind de la zi. Nu știu. E pe undeva pe acolo. Ceea ce sunt dispus să recunosc
Există o versiune de conștiință care cred că ne face puțin diferită față de regnul animal, anume conștiința de sine. Noi avem o reprezentare de sine. Este cea la care se referea Hofstadter atunci când a menționat un contraargument la camera chinezească. Nu știu dacă peștii au un simbol mental care este, care face o autoreferențiere la el în același mod în care o facem noi. Așadar, da, există o versiune de conștiință care ne face puțin diferiți. Dar nu cred că există un punct anume în care conștiința a apărut în tot acest proces. Este ceva, e un spectru. Și ca să duc întrebarea mai departe, dacă nu e conștiința ceea ce ne diferențiază de restul regnului animal, totuși, cum ai spus și tu, poate avem un grad mai înalt al conștiinței față de restul animalelor. Da. Și ducând mai departe argumentul, oare în viitor, da, pe scara evoluției umane, dacă va apărea la un moment dat o entitate sau o ființă care va oamenilor? Ok, la mine întrebarea e posibil. La mine întrebarea s-a auzit puțin cu lag, dar cred că am prins esența ei. Practic, sunt întrebat dacă procesul acesta al evoluției poate să genereze o ființă de o conștiință la un ordin superior. Răspunsul meu e da și nu. Răspunsul pentru nu este că noi suntem rezultatul unei competiții puternice între specii. Oarecum factorii mediului înconjurător, de-a lungul a 4,5 miliarde de ani, au făcut în așa fel încât cele mai puternice organisme să rămână la suprafață. Noi nu mai avem aceeași presiune a mediului înconjurător pe care o aveau strămoșii noștri acum sute de mii de ani. Noi nu trebuie să mai luptăm pentru viața noastră atât de tare, iar factorii care decid cine își propagă genele mai departe nu sunt sub nicio formă de tipul cei cu conștiință de ordin superior să apucă să se reproducă, iar ceilalți nu. Bad în contră. Așa că, în mod natural, procesul nu va genera entități de ordin al conștiinței superior. Dar noi avem computere. Am ajuns la o epocă tehnologică unde putem să interferăm destul de sănătos în sensul de substanțial cu evoluția. Și putem vedea tot felul de demersuri, spre exemplu la Elon Musk cu Neuralink, unde încercăm să avem meșe neuronale care să simuleze pe arhitectura noastră neuronală și care să fie un fel de proteză mentală. Mi-e greu să prezic exact unde va duce această simbioză robot-om. Așadar, dacă vom ajunge să avem entități de ordin conștient superior, ele vor fi rezultatul unei interferări cu natura destul de puternice. Și dacă vom ajunge la punctul acela, cred că rolul filozofie intră foarte mult în cadru, pentru că se vor pune foarte multe probleme etice, bineînțeles, cu care nu ne-am confruntat până acum, și aici cred că rolul oamenilor ca tine, care încearcă să studieze problema tehnologiei din punct de vedere filozofic, va fi imperativ. Dar, spune. E filozofie cu ceas. E o bombă care e deja pornită și trebuie să o dezamorsăm, că altfel sunt riscuri. Aș vrea să mă întorc către întrebările primite de la cei care ne urmăresc pe Facebook, pentru că am primit chiar înainte de webinar o serie de întrebări. Am crezut că poate tema nefiind atât de științifică, poate nu va prezenta interes, dar spre surprinderea noastră, de fapt, a prezentat un interes mai mult decât ne așteptam. Deci este un topic fierbinte. Prima întrebare vine de la Mălina și constă în următorul lucru. Este abilitatea de a lua decizii conștiente o iluzie?
Da, asta e o îmbrăcăminte fancy pentru o întrebare filozofică clasică, anume dacă noi avem liber arbitru. Problema liberului arbitru e una veche. În general, ea poate fi ilustrată de conflictul dintre ceea ce numim determinism științific și sentimentul nostru, cum că suntem agenți capabili să avem gânduri, să facem acțiuni din propria inițiativă și așa mai departe. Pentru cei care nu știu exact ce e determinismul, e util să îl ilustrăm prin intermediul legilor lui Newton. Oarecum, dacă avem un sistem fizic, un univers și știm poziția și viteza fiecărei particule din univers, în prezent știm atât poziile viitoare cât și poziile trecute, pentru că tot ce facem e să dăm drumul la comportamentul lor știind forțele naturii, folosind de legile lui Newton. Așa ca pe un film de YouTube putem să-l derulăm față în spate, pentru că legile mecanicii nu discriminează în funcție de timp. Poți să derulezi după variabila timp. Așadar, dacă o entitate precum demonul Laplace, cum e cunoscut în literatură, ar ști poziția și viteza fiecărei particule din univers la începuturi, ar putea prezice poziția tuturor particulelor din univers derulând după variabila timp în viitor. Inclus dacă știi toate particulele din univers, știi poziția lor și în sistemul fizic care ne alcătuiește pe noi. Și pentru că fiecare decizie sau gând pe care îl avem depinde de procese neuronale și creierul nostru nu este scutit de legile fizicii, atunci avem o problemă. Suntem noi autorii sau pur și simplu suntem martori la un film care se derulează în fața noastră? Pe aceeași notă, conflictul în general este menționat în funcție de fizică, dar unele, ca să răspund direct la întrebare, unele mențiuni sunt de la neurobiologie. Un cercetător faimos numit Benjamin Libet, acum câțiva zeci de ani, a venit cu un experiment în care determină dacă au loc procese neuronale care preced sentimentul nostru de a lua decizii. Am timp un minut să descriu experimentul lui Libet? Da, te rog. Ok. Experimentul lui Libet funcționează în modul următor. Știm care loc niște activitate neuronală atunci când luăm decizii. Întrebarea este dacă eu sunt cel care declanșează chestiile care mi se întâmplă în cap sau chestiile care mi se întâmplă în cap declanșează senzațiile mele iluzorii de control. Libet vine cu o metodă în care conectează creierul unor voluntari în EEG și îi roagă să facă un task destul de simpluț. Stai așa și când îți vine, dar numai când îți vine, flexează încheietura. Și el, având aparatura conectată la creierul pacienților, poate să facă niște măsurători. Evident, vrem să vedem dacă există un lag între un fel de sacadare între momentul în care are loc activitate neuronală și momentul în care voluntarii sunt conștienți de decizia lor. E mai greu să măsori când are loc experiența subiectivă, pentru că nimic din creier nu spune că aici a avut loc experiența subiectivă. Așa că el a avut un mod ingenios de a își da seama când a avut loc chestia asta. Îi pune să se uite la un ceas, nu e un ceas cu ore, e doar un ceas unde un punct se mișcă pe marginea lui și îi roagă să spună unde a fost punctul când au fost conștienți de impulsul lor de a flexa încheietura. Și făcând chestia asta de zeci de ori, și-a dat seama că există un lag cam de 350 de milisecunde între momentul în care avem ceva numit readiness potential în creier și momentul în care suntem conștienți de decizia de a flexa. Și Libet spune că asta e decizie clară, o dovadă clară cum că nu suntem autorii deciziilor noastre. Bineînțeles, chestia asta nu spune nimic despre liberul arbitru care contează, decizia de a lua jobul ăsta sau nu a lua jobul ăsta. Task-urile sunt destul de triviale și pentru motivul ăsta mulți filozofi fac reject la concluziile lui Libet. Malina, sper că te-a lămurit, Teddy, și ți-a dat un răspuns satisfăcător. Dacă nu, poți să ne mai adresezi alte întrebări pe Facebook și Teddy va fi online să-ți răspundă prompt. Următoarea întrebare vine înregistrată de la Vlad. Sper să poți să o auzi, numai un pic. Salut, sunt Vlad. În matematică
obținut doctoratul în matematică în 2019 și am o întrebare legată de legătura dintre mecanică cuantică și noțiunea de conștiință și liber arbitru. Întrebarea următoare. Poate fizica modernă să clarifice problemele acestea? Nu știu exact care este sursa mesajului, dar cred că ar trebui să fie ținută puțin diferit de microfon. Eu am înțeles întrebarea, încerc să o repet, oarecum care e legătura dintre mecanică cuantică și noțiunile de conștiință și fix ce am vorbit adunar de liber arbitru. Nu știu în profunzime care e legătura, dar încerc să conturez pe cât știu eu un răspuns. Mecanica cuantică, dacă se uită copiii de gimnaziu la noi, este cea mai bună teorie fizică pe care o avem pentru a descrie comportamentul universului la scară foarte, foarte mică. Dacă avem teoria relativității care ne spune cum se comportă corpurile mari, mecanica cuantică se adresează scării subatomice. Și este o teorie științifică foarte de succes, adică experimentele au o precizie până la 10 zecimale, ceea ce este chiar impresionant. Dar mecanica cuantică are niște proprietăți ciudate. Conștiința e și ea ciudată, așa că poate sunt căsătorite într-un fel. Însă, există o mare dezbatere în mecanica cuantică în legătură cu cum trebuie să fie interpretat formalismul matematic, cunoscut sub numele de mecanică cuantică. În mod standard în universități, ni se spune că atunci când facem o măsurătoare, funcția de undă al unui electron sau al unui sistem cuantic face colaps într-o anumită poziție. Oarecum pare că e important observatorul în acest ansamblu. Nu sunt de acord cu interpretarea asta, numită interpretarea Copenhagen a mecanicii cuantice, însă și dacă aș fi, asta nu ne spune decât rolul pe care îl joacă conștiința într-o teorie fizică, dar nu ne spune cum ia naștere conștiința și asta este problema grea de care suntem interesați. Legat de liber arbitru, de nou, depinde și de cum interpretăm formalismul mecanic și cuantice, de nou. Faptul că conștiința umană, faptul, nu e un fapt, viziunea cum că conștiința umană afectează măsurătorile, e doar o interpretare. De exemplu, Schrödinger a zis chestia asta, e o tâmpenie. Toată lumea zice că, pisica lui Schrödinger, ce interesantă e mecanica cuantică. Dar nu, Schrödinger a venit cu acel experiment de gândire pentru a ilustra cât de... Ce, nu s-aude ce zic? S-aude ce zic? O să continui. Schrödinger a venit cu acel experiment de gândire pentru a ilustra cât de puțin sens are mecanica cuantică. Pentru că... Ce înseamnă aia că ai o pisică în stare de superpoziție de vie și moartă? Nu are niciun sens noțiunea. Și atunci când faci o măsurătoare asupra unui sistem fizic din interior, ori pisica moare din cadrul setup-ului, ori pisica e vie. Nu. Interpretarea lumilor paralele spune că atunci când ai o pisică în stare, când ai un sistem cuantic în acea superpoziție de viață și de moarte, lumea de fapt se bifurcă în două. Sunt tot felul de universuri paralele care iau naștere în fiecare moment când ai o entitate în superpoziție. Și dacă ai lua universul și ai considera funcția de undă la starea inițială, dacă o derulezi după ecuația lui Schrödinger, ai de-a face cu o grămadă de lumi paralele și de verde ai tăi care sunt în universuri paralele în orice moment. Așa că asta pune niște probleme destul de mari legate de noțiunea de sine și nu știu ce înseamnă să fii liber atâta timp cât toate acțiunile pe care e posibil să le faci se întâmplă de fapt într-un univers sau altul. Făcuți de entități care sunt exact ca tine, dar care au luat-o pe căi diferite pentru totdeauna. Da, nu știu exact care este versiunea definitivă. Bun. Pentru că mă uit la ceas și mai avem doar 10 minute și încă 3 întrebări, aș vrea să mergem cu răspunsurile un pic mai succint, dacă se poate. Următoarea întrebare vine tot înregistrată. Sper că de data aceasta se va auzi mai bine. Salut! Mă numesc Șerban Predescu. Sunt student la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF Carol Davila în anul 6 și am și eu o întrebare pentru Teddy. Este posibil să construim de la zero un robot care să aibă trăiri interioare?
sper că s-a auzit întrebarea. Este posibil să construim un robot care are trăiri interioare? Răspunsul trivial e da. Pentru că noi suntem niște roboți umezi, mai mult sau mai puțin, dacă ne putem numi așa. Iar dacă prin robot ne referim la ceva care nu e alcătuit de materie biologică și funcționează în mod computațional din punct de vedere al software-ului, știința cognitivă modernă ia metafora de computer destul de serios pentru mintea umană. Așa că computația este o parte foarte mare din poveste în legătură cu cum gândim noi de altfel. Noi fiind roboți, răspunsul la întrebare e da. Problema e că noi nu știm exact cum funcționăm. Dacă am ști cum funcționăm, probabil am putea să replicăm mecanismele noastre într-un robot. Cum am zis, problema grea conștiinței este totodată dată de faptul că nu putem vedea cum vine senzația asta din legile fizice. Așa că unii decid că conștiința este fundamentală și decid că trebuie să presare universul cu un nou ingredient fundamental, anume conștiință. Într-un fel, acestea se numesc, fac parte din școala filozofică numită panpsychism, care atribuie conștiință oricărei entitate din univers, până și electronii sunt conștienți. Dar, evident, nu sunt în același grad ca noi. Există un spectru. Și există o teorie științifică formulată cu precizie matematică în curent, numită teoria informației integrate, care decide să pună un număr pe intensitatea conștiinței dintr-un sistem fizic. Numește numărul ăla phi, phi în română, e variabila grecească. Oamenii, să zicem, că au un nivel de phi destul de avansat, dar ei pe orice sistem, pe orice ansamblu combinatorial de noduri care este închegat într-un anumit mod, detaliile sunt date cu precizie matematică, zic din nou, pun variabila asta pe el. Evident, nu avem resursele computaționale nici pentru câteva noduri să evaluăm dacă entitatea este conștientă sau nu. Dar e o teorie științifică care adresează problema grea a conștiinței, introducând conștiința deja în poză și problema grea primește o nouă formă. Cum pot bucăți mici, conștiente, individual să se combine într-o chestie unificată care e conștientă ea de asemenea? Asta e problema combinației. Cam atât. Următoarea întrebare scurt vine de la Adriana, tot pe Facebook. Cum este definită conștiința în aceste zile cruciale pentru omenire? Conștiința sau frica definesc starea actuală pe glob? Uite, o întrebare foarte relevantă, să zic așa, zilor noastre. Dacă ai putea să răspunzi sau cel puțin să ne îndrumi spre un răspuns, pentru că cred că fiecare va trebui să ne găsim răspunsul la această întrebare. Bănuiesc că e clar de-a lungul prezentării că, da, asta n-avea cum să fie știut de înainte, că noțiunea de conștiință pe care o discut eu nu este noțiunea de conștiință care este permisă de floricelele limbajului nostru. Așa că eu nu discut fix noțiunea aia de conștiință. Legată de întrebare în sine, nu obișnuiesc să fiu foarte sfătos în legătură cu atitudinile pe care trebuie să le avem. Nu știu exact ce să zic, specialiștii o zic puțin mai bine. Nu pot să comentez într-un mod pertinent. Și o ultima întrebare vine de la Nora, care este o întrebare mai aparte. Crezi că telepatia e rămășița interacțiunii primare a materiei înainte de a deveni vie? O mică problemuță pe care o am cu întrebarea asta este că e formulată în așa fel încât să presupună că există ceva numit telepatie și trebuie să decid dacă e rezultatul a chestii menționate mai departe în întrebare. Eu nu cred că există ceva numit telepatie. Consensul științific în mare e că nu există ceva numit telepatie, iar asta este o ipoteză discreditată cât de cât de fizicienii contemporani. Așa că nu știu ce să zic. Majoritatea testelor care încercă să analizeze telepatia, teste de percepție extrasenzorială, au eșuat de-a lungul timpului. Puteți să le căutați în literatură, sunt documentarea destul de bine. Răspunsul la întrebare e nu. Nu cred că telepatia e rezultatul chestiei alea, pentru că nu cred că telepatia e rezultatul a nimic.
Am primit, Teddy, am primit foarte multe întrebări în timpul prezentării, în timp ce tu ești, noi suntem live. Prima întrebare vine tot pe aceeași temă de la Laurențiu, cumva pe aceeași notă. Este adevărat ce se spune despre Siri că ar fi o entitate paranormală? Nu. Simplu. Cum am zis, nu, mi-e foarte greu să discut noțiuni de tipul paranormal, telepatie sau chestii de tipul ăsta, pentru că nu avem niciun mod în a controla raționamentele noastre în legătură cu noțiunile. Dacă am avea, ar face deja parte din știința curentă. Văzând cum funcționează Siri ca orice alt sistem inteligent, nu e rezultatul. Sau cel puțin m-aș aștepta de la o ființă paranormală să poată să-mi spună un lucru despre ea, cum am întrebat eu în slide-ul numărul 22. Dar nu poate. Maria ne întreabă, putem construi o conștiință din părți neinteligente, neconștiente? Creierul e format din neuroni, dar un neuron nu are conștiință și nu știe ce face, că face parte dintr-o conștiință. Dacă am putea simula prin software și hardware procesele creierului, am avea o conștiință? Răspunsul este... Da, putem construi o conștiință pornind de la părți neconștiente, pentru că asta suntem noi. E un răspuns nesatisfăcător, dar avem această bucată de informație. O paralelă care este dată în literatură destul de mult de filozofi precum Hofstadter și Dennett, pe care i-am menționat în discuție, să considerăm coloniile de furnici. Într-o colonie de furnici, niciuna dintre furnici nu știe exact ce face. Oarecum ea urmează niște instrucțiuni oarbe, nu are suficientă capacitate cognitivă încât să țină memorie toate acțiunile coloniei, dar atunci când te uiți la colonie în sine, pare a fi rezultatul emergent al unei entități conștiente pornind în părți neconștiente. Vezi cum funcționează ca un sistem întreg unitar, ale cărui părți sunt pur și simplu roboței care nu sunt conștienți de ceea ce fac. Exact același puzzle îl avem și noi. Cum putem genera o minte pornind de la neuroni care pur și simplu fac declanșări neuronale fără să știe exact care le e rolul? Nu știu exact cum are loc emergența asta, dar în principiu nu văd niciun obstacol. Și tot, acum sper că Maria ne pune întrebările, pentru că numele de user e Maria Robert Daniel, deci nu știu dacă e Maria Robert sau Daniel care ne pune întrebarea, dar tot de la ea vine întrebarea dacă se poate construi un alt tip de conștiință și dacă e nevoie de interacțiune cu natura pentru un sistem cu conștiință. Nu știu dacă știu să răspund un alt tip de conștiință. În câte știu eu, dar nu pot să intru în detalii pentru că nu e fixarea mea, să consideră că și entități precum caracatițele au un alt fel de conștiință față de conștiința umană, au luat drumuri total diferite în arborele pe care le-am dat pe slide-ul numărul 20 și le vedem capabile de a face acțiuni absolut impresionante. Caracatițele, din punct de vedere comportamental, nu există aproape niciun dubiu cum că sunt ființe remarcabile și conștiente, doar că fundamentele pe care a construit selecția naturală la noi și la ele sunt total diferite. Au luat căi mult diferite, deci aș zice că răspunsul e da. Există și un alt fel de conștiință față de conștiința umană, a fost generată de natură, nu știu exact cum va fi atunci când alterăm natura destul de mult sau încercăm să o facem de la zero. Și ultimele două întrebări vin de la Mihai. Există o explicație pentru comportamentul diferit al particulelor în condiții diferite, dacă le supraveghem și respectiv dacă nu le supraveghem? Iar a doua întrebare tot de la Mihai vine... Este corectă concepția prustiană conform căreia realitatea nu există în afara conștiinței? Deci două întrebări, dacă poți să răspunzi la final de prezentare. Da. O să încerc să păstrez
Eu sper că sunt auzit la mine sau de puțin lag. Așa. Bine un pic s-a cadat și ne pare rău pentru nu știu de ce. Da, și la mine s-a cadat. Acum sunt auzit? Da, acum da. Ok. Prima întrebare se referă la ceea ce am menționat legat de interpretarea Copenhagen. Pare că atunci când nu ai un observator care se uită la lungimea de undă a unui sistem, pare că chestia asta este sub o undă, sub formă de undă, dar atunci când ne uităm, pur și simplu face colaps într-un anumit punct. Există o dualitate care pare să aibă, unde conștiința pare să joace un rol în legătură cu când se produce transformarea. Cum am zis, mie mi se pare că această interpretare este nonsensicală, în sensul că nu cred că este interpretarea corectă, chiar dacă este ortodoxia pe care e predată în școli și universități. Eu empatizez destul de tare, cum am spus, cu interpretarea lumilor paralele, unde nu ai chestii precum dualitate, particulă, punct, pur și simplu toate posibilitățile combinatoriale se împart în lumi multiple și universul se desfășoară după ecuația lui Schrödinger. Nu există o conștiință care face colaps, pur și simplu se bifurcă lumea în toate posibilitățile posibile. Iar a doua întrebare era legată de faptul că dacă conștiința e totul sau ceva de tipul ăsta. Nu știu dacă e concepție proustiană sau nu, este o viziune filozofică destul de bine înrădăcinată, se numește idealism, viziunea că conștiința este totul, nu există o lume exterioară pe care o putem investiga empiric, care există independent de mintea noastră, ci mintea este totul, iar restul sunt doar rezultate ale ei. În mod faimos, George Berkeley este un filozof care este cunoscut pentru poziția lui de idealism. El a venit cu o viziune filozofică destul de amplă în care construiește această abordare a lumii. Nu știu ce să zic în legătură cu ea, nu putem demonstra existența unei lumi externe, însă sunt destul de acord, conștiința noastră ne afectează modul în care vedem lumea. Faptul că dacă există lumea în exterior sau nu, e o întrebare la care nu putem răspunde, cred, viziunea mea e că da, dar modul în care vine la noi este afectat de conștiința noastră și de organele noastre de simț. De exemplu, noi nu putem să vedem infraroșu sau chestii de tipul ăsta, dar ele există în lume. Suntem limitați de ceea ce ne dau organele de simț. Fantastic, mulțumesc mult, ne-am încadrat și în timp. Teddy va intra online pe pagina RSF și va încerca să răspunde la fiecare întrebare succint. Mulțumim mult de participare și scuze pentru problemele tehnice pe care le-am avut. Sunetul cred că nu a fost de cea mai bună calitate pe alocuri, dar sperăm că data viitoare, în două zile, când ne revedem din nou, vom avea mai mult noroc, să zic așa, și internetul va merge mai bine. Ne vedem joi cu primul webinar în domeniul medicinei. Vă așteptăm! Mulțumim! La revedere! Ciao!